Pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a fost publicată o notă prin care se arată că pentru asigurarea participării elevilor la loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat organizarea unei sesiuni speciale de bacalaureat în perioada 14-27 mai. Da, și anul acesta, ca în fiecare an, se organizează sesiune specială de bacalaureat pentru elevii olimpici participanți în componența ei loturilor naționale pentru olimpiadele internaționale, respectiv pentru elevii noștri sportivi care participă la campionatele europene, mondiale sau la olimpiadă. În cazul județului Neamț, pentru bacalaureat special din 2016, este vorba de doi copii care sunt membri ai loturilor naționale pe geografie de la Hogaș și pe chimie de la Rareș. Cei doi elevi nemțeni participă la probele examenului de bacalaureat la Brașov. Conform graficului acestei sesiuni speciale, înscrierea candidaților s-a făcut în zilele de 14 și 15 mai. Probele de evaluare a competențelor au fost susținute în zilele de 16 și 17 mai. În candidații au fost supuși evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română sau limba maternă. Miercuri 18 mai și joi 19 mai are loc evaluarea competențelor digitale. În zilele de 20 și 21 mai, cei doi elevi nemțeni vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba de circulație internațională aleasă. Probele scrise vor avea loc după următorul calendar stabilit de Ministerul Educației. Pe 23 mai se va desfășura proba scrisă la limba și literatura română, pe 24 mai proba obligatorie a profilului, pe 25 mai proba la alegerea profilului și specializării. Pe 26 mai elevii vor susține proba la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate se va face la sediul unităților de învățământ care vor organiza sesiunea specială în ziua de 26 mai până la ora 18. Depunerea contestațiilor poate fi făcută în aceea zi în intervalul orar 18-20. În data de 27 mai vor fi soluționate eventualele contestații și se vor afișa rezultatele finale. Elevii care susțin examenul de bacalaureat în această sesiune specială și-au asumat răspunderea personală a parcurgerii în avans a materiei din care au fost elaborate subiectele de examen. Acestor elevi li s-a încheiat dinainte situația școlară de către liceele din care provin.